Bună ziua! Astăzi la interviurile juridice alături de mine o zână. O să vedeți de ce. Adriana Preda, director executiv al Asociației Social Incubator. Adriana a absolvit facultatea de drept și totuși conduce un ONG. A făcut și un master de drept de arbitraj internațional. Bună, Adriana! Bună, Lina! Ce faci? Foarte bine, sunt emoționată, dar mă bucur să fiu aici alături de voi cu, cum îți spuneam, o publicație de referință pentru noi toți cei care am fost la drept. Vai, îți mulțumesc foarte mult! Adriana, ce înseamnă Social Incubator? De unde a pornit? Social Incubator este familia mea acum și casa mea. Dar tu ai familie, da? Am, așa. Da. Social Incubator este un ONG, 100% românesc, a fost gândit și construit de 5 oameni din domenii diverse care făceau multă vreme voluntariat. În principal, mergeau la copiii din orfelinate. Și puțin, cu ea a venit ideea? Că așa puteam să facem ONG, nu știu, să facem din toți românii niște sportivi deosebiți. Cum de v-ați dus pe această nișă a copiilor defavorizați? Ionuț Pascu, cel care a avut ideea și care este președintele acestei organizații, cumva spuneam, ei mergeau punctual. Cum mai mergem? De Crăciun, de Paște. Uh-huh. Doar că în ani, acești copii au crescut și la 14, 15, 16 ani au venit să spună, nu mai mi-ajunge prăjitura. Nu mai vreau doar să vii de Crăciun. Sunt mare, vreau un loc de muncă, vreau să merg la școală, vreau să fiu pe picioarele mele. Deci ei au venit spre voi? Da. Aia a fost un moment în care ei au realizat că este o categorie de vârstă nu neapărat acoperită de ce înseamnă piața organizațiilor non-profit din România. De ce? Pentru că acești copii, și există cumva și studii în acest sens, care au dus apoi la stigmatizarea acestei grupe de vârstă, ei trebuie sprijiniți, dacă vrei, cât sunt mici. În momentul în care devin aproape adulți, cumva și societatea îi uită. Nu sunt nici foarte multe oportunități pentru ei, moment în care Ionuț și ceilalți membri fondatori, prieteni foarte buni, s-au gândit să înființeze Asociația de Social Incubator cu scopul principal de a ajuta exact această categorie de vârstă a tinerilor care părăsesc centre de plasament și care fac tranziția către viața adultă. Deci peste o gașcă 16. De prieteni au vrut să facă bine viitorilor oameni. Exact. Tu cum ai ajuns în această gașcă de prieteni? A fost așa un drum, dacă vrei, sinuos. Cred că cel mai lung interviu pe care l-am dat pentru The Social Incubator, dar am fost primul angajat al asociației după un timp în care ei au investit resursele lor, inclusiv financiare, pentru că au vrut să vadă dacă metoda este bună sau dacă misiunea pe care ei și-au propus-o este realizabilă. Și am fost primul angajat, am fost pe rolul de secretar executiv, am început de la să-i duc pe copii la locul de muncă, să mergem împreună să-i înscriem la școală, făceam chestiuni administrative, având background-ul de drept, știam să fac contracte, tot ce înseamnă. Și după acești 2 ani, Ionuț, cu care am lucrat îndeaproape, s-a hotărât să se retragă și a spus, Adriana, ești cea mai potrivită să duci mai departe visul nostru. Deci asta se întâmpla în 2015. În 2015. Ce făcea Adriana în 2015? Veneam după un drum în care am terminat facultatea, am făcut un master. Așa. Dreptul nu a fost prima mea opțiune de carieră. De ce ai vrut să te faci tu? Am vrut așa ceva creativ, jurnalist sau poate actorie. Zână, vezi? Da, exact, da. Ai zis bine, mi-a și plăcut că ai simțit. Dar părinții mei, mă rog, când ai modele și vrei ce e mai bun pentru copiii tăi, au spus că sunt extrem de vocală. Tot timpul iau apărarea la toată lumea, tu ar trebui să fii avocat. Simțul dreptății. Exact. Egal, exact, Adriana. Exact. Și corectitudinea pentru mine e o valoare foarte importantă. Așa am ajuns la drept. Nu regret nicio secundă. Am învățat extrem de multe. Am legat prietenii care sunt și acum și cu foști colegi și cu prieteni ne ajută la asociație. Deci am învățat extrem de multe și m-au format omul care sunt acum. Doar că... Ceva lipsea? Lipsea, da. Eu făceam voluntariat pe atunci, tot pentru copii cu dizabilități. Mă implicam în diverse cauze pentru vârstnici. Mergeam în centre să... Tot așa, de Crăciun, de Paște, cum face toată lumea. În mine ceva era, exact cum spui, lipsea. Voiam să fac mai mult și simțeam că cred că aș fi fost un avocat foarte bun. Cred asta despre mine.
dar nu făceam destule. Și a fost o perioadă în care m-am decis să-mi iau timp și să mă gândesc ce vreau să fac cu viața mea. Moment în care am văzut anunțul de angajare de la The Social Incubator, exact așa era marketat. 5 prieteni care au înființat un ONG pentru copii din centre plasament caută primul om să ducă... Eu sunt. Pentru mine. Gata. Acum. Și de ce zici că a fost cel mai dur interviu? Ce au vrut ei? Ce căutau? Ce căuta gașca de prieteni și au văzut în tine? Da, cred că căutau pe cineva ca ei, care să creadă în povestea asta la fel de mult ca ei. Și știu că am dat un interviu telefonic, un interviu față în față, apoi încă alte 3 interviuri în diverse locații. Adică a fost o chestiune... Deci au încercat? Foarte mult, da, foarte mult. Și știu că contracandidații mei, știu, mi s-a zis că erau oameni tot din domeniul social. Eu nu aveam background, nu aveam cunoștințe, dar cumva au simțit atunci că ceva e în mine. Ceva ce nici eu nu știam, am descoperit ulterior că, de fapt, asta era misiunea vieții mele. Și că mi-am găsit locul meu. Bun, revenim la copii. Cum sunt copii, Adriana? În afară de faptul că sunt copii, cum sunt ei? Să nu sunt copii, le spunem în propriu copii, nu? Da. Că nu, cred că nu ne place să le spunem copii. Nu, ei sunt adulți, ei sunt oameni în toată firea, dar și eu le zic copii. Sunt copii noștri ai asociației, dar peste 16-17 ani. Sunt niște oameni cu un curaj și cu o putere pe care foarte rar le vezi. Adică, vorbind din perspectiva cuiva căruia nu i-a lipsit nimic niciodată, să vezi un om pe care viața îl încearcă de foarte multe ori și în diverse feluri, și vorbim aici nu doar de abandon sau de lipsurile materiale, dacă au fost, vorbim de abuzuri, de abuzuri fizice, abuzuri psihice. Vorbim de lucruri foarte grele de dus. Ei au dorința asta de a reuși, de a arăta că nu sunt mai jos decât noi restul. Și culmea că noi exact asta încercăm să arătăm comunității și societății noastre. Sunt oameni ca mine și ca tine, ba din contră, eu câteodată mă întreb dacă aș fi trecut prin ce au trecut ei, dacă aș fi fost la fel cum sunt ei, la fel de drepți și puternici. Câți copii aveți la asociație? Sau, nu, hai să o luăm altfel. Câți v-au trecut prin mână până acum? Pot să zic cu mândrie așa, că... Te rog. Avem 7 ani de activitate și am lucrat cu peste 8500 de tineri. Peste 8500 de tineri din toată țara. 8500 de tineri fără părinți sau cu părinți plecați sau cu părinți exact. În închisoare. Copii... Părinți cu probleme. Exact. Copii care provin din medii de vulnerabile. Chiar dacă am început cu centre de plasament și în București, ulterior ceva făceam bine. De asta noi cumva recent, în ultimii ani, ne-am hotărât să mergem să povestim despre ce facem, pentru că atunci am vrut doar să facem bine, să vedem dacă face. Și încet, încet am primit solicitări din diverse județe, din Vaslui, din Iași, din Buzău. Haideți că avem și noi, am auzit că ați angajat. Am auzit și ce faceți? Vă duceți, deci vă sună cei din Vaslui. Da. Luați mașina sau mergeți cu trenul și vă duceți acolo. Exact. Și ce faceți când ajungeți? Luăm fiecare, pentru noi... Până acum sunt 8500, nu-i mai știu pe toți pe nume, dar sunt aici de la începuturi, deși cunoșteam pe toți. Fiecare om, fiecare caz, dacă vrei, e individual. Fiecare poveste e o poveste. E un dosar, e un caz, cum spunem noi în drept? E un caz, da, dar fiecare cu specificitățile lui. Avem și programe de grup în care, dacă vrei, tatonăm niște subiecte de interes. Nu știu cum să fii independent financiar, cum să-și gestionezi banii. Dar în momentul în care noi luăm un tânăr ajunge la noi și are anumite nevoi, întotdeauna ținem cont de ce își dorește. Ce vrei tu să te faci când vei fi mare? Ce zic vrei de la viață? Ce mai mulți ce vor? Aici am avut de la vreau să fiu șeful meu este cea mai des întâlnită chestie. Deci vor să fie șef, da? Șef, pentru ei a fi șef înseamnă o chestiune fără responsabilități, fără greutăți. Noi trecem prin proces să le arătăm că nu e chiar așa. Deci nu e chiar așa, cu șefia nu, dar trebuie să ne trebuie timp și noi nu spunem niciodată nu că se poate. Nu se, că, sau că varianta asta de tine este nu, niciodată. Praf. Mergem, am avut chiar un caz, râdeam zilele trecute, ne-am adus aminte, de un băiat care își dorea foarte tare să fie cântăresc de manele. Dar avea talent, Adriana?
era cântăreț el, dar își dorea să facă manele. Manele. Noi nu spunem niciodată nu. Și colegul meu era din Râmnicu Vâlcea. A căutat un anumit cântăreț să-i facă cunoștință, să-i povestească, pentru că vrem să și vadă. Uh-huh, ei nu știu. Uh-huh. Hai să-ți arăt ce înseamnă. Asta de vorbă, a văzut, cred că, un fel de concert sau o cântare, cum se numește. Acel tânăr acum face IT. Ca să înțelegi. Deci... asta pe de-o parte și astea sunt lucrurile pozitive. Acum, din păcate, de multe ori am auzit și vreau să fiu pește, vreau să fiu interlop, vreau să fiu prostituată, pentru că ei asta văd. Nu au modele, nu au... Și banii acolo se fac ușor. Linia e destul de fină și poți să cazi ușor în cealaltă direcție. Și cum au văzut doar asta, li se pare că sunt opțiuni sigure, da, și care produc bani, da, repede. Dar ca să-ți explic un pic și asta, ok, nu spunem aici, da, aici, ok, vorbim de chestiuni apropo juridice, dar intrăm în profunzime. De ce vrei să fii interlop? Păi pentru că sunt șeful meu și am foarte mulți bani. Bun, păi hai să luăm de acolo. Ca să fii șeful tău, asta presupune să ai bani. Ce înseamnă mulți bani? Pe atunci când era băiatul despre care vorbesc, voia 3.000 de lei salariu. 3.000 de lei? Da, da. Vai, sărăcuță. Sau 3.000 de lei să intre pe lună. Și colegul meu a identificat o fabrică, în Prahova era atunci, care trăinuia copii și avea 3.000 de lei salariu de început. Iată, și îmi trebuia găsit, să fie pește. Exact. Și am găsit o variantă, dar nu intră, pentru că dacă spui cuiva nu e bine, nu așa, da. Face același lucru pe care el a auzit toată viața lui. Nu e bine ce gândești, nu e bine ce ești, nu e bine ce faci. Vrei? Hai să vedem de ce, hai să vedem cum, hai să te duc să-ți arăt și alte variante, hai să vorbești cu oameni care fac alte lucruri, știi, să te descoperi, să înțelegi cine ești tu ca persoană, nu doar ce ai văzut toată viața ta. Când te-ai dus prima oară într-un astfel de centru, nu te-ai speriat? Nu te-a speriat tristețea lor? Nu te-ai întrebat cum de părinții își abandonează copiii într-o lume în care doar să nu vrei, nu poți să crești copii astăzi? Da. Cred că dacă aș sta acum să judec tot ce au făcut ceilalți, aș avea multe motive să mă mâni, să mă înfuri. Să te dai înapoi să nu mai faci. Da. Prima vizită într-un centru a fost chiar în București. Și când am intrat, ca să înțelegi, erau toți copiii, când ne-au văzut, pentru că cred că simți, când vine omul, simți ce vrea de la tine, uh-huh, au venit în jurul nostru, ne-au luat în brațe, ne-au pupat. Nu, era o fetiță, avea, nu știu, 6-7 ani, nu mai îmi dădea drum. Și un sentiment în care ei se agață de orice urmă de bunătate sau de iubire, adică ei nu au nevoie de mai mult. Asta e dureros, pentru că dacă tu stai și înțelegi că nevoia lor nu e atât de mare, au nevoie de încredere, să știe că nu toată lumea îi lasă și îi abandonează, a fost foarte dureros pentru mine. Pentru noi toți, deși pentru mine era prima oară. Dar cred că atunci mi s-a confirmat ideea că, bun, dacă noi suntem aici și putem schimba o viață, două, trei, dintre cele pe care le vedem, e un pas înainte. Cum decur relațiile cu cei care vă cheamă acolo? Cu cei care, practic, ei sunt toată ziua cu ei. Ce vă roagă în mod special ceva? Să aduceți ceva, să le faceți ceva, să le pune la dispoziție, nu știu, un televizor, o masă de ping-pong sau, nu știu, un psiholog, nu știu. Ce nevoi au ei stringente? Că dacă vă cheamă, înseamnă că sunt depășiți în realitate. Depinde de la caz la caz. Așa cum și, dacă vrei, legislația e diferită de la județ la județ. Cum adică diferit? Stai. Noi vorbim de o categorie de vârstă peste 16 ani și vorbim de niște tineri care părăsesc sau urmează să părăsească sistemul. Deci sistemul, adică statul, îi ține până la 16 ani? Depinde, variază. Sunt unele zone în care îl ține chiar până la 26 de ani. Cum zice, cu studiile. Exact, așa, cu studiile. Sunt alte zone în care la 18 ani este data de plecare, dar de la 16 ani îi pregătesc plecarea, dacă vrei. Adică pregătesc în sensul că le spun, vedeți că aveți 2 ani, vedeți că jumătate de an o să pleci, o să scăpăm de tine și așa mai departe. Exact. Și atunci sunt unele zone în care această tranziție este cumva structurată și fac pași în direcția asta, să le găsească o locuință, să le găsească un loc de muncă,
sunt zone în care nu e atât de bine structurată această parte și noi putem interveni acolo să-i ajutăm. Să găsim locurile de muncă, să-i ajutăm să se dezvolte, să deprindă niște abilități de viață independentă. Avem tineri, dacă îți vine să crezi, în ziua de astăzi, care în momentul în care au ieșit din sistem, așa, nu știau că pâinea vine feliată. Adică ce au întrebat? Că nefeliată, scuze, că pâinea e și ca o franzelă normală. Ei credeau că pâinea vine feliată și... Că așa sau... e toată pâinea peste exact, tot pâinea feliată, exact. Că așa sau au primit. Că... Exact, așa au primit. Sau că lumina se plătește. Cum adică lumina se plătește? Deci niște lucruri foarte elementare de bază pe care ei nu le cunosc. De ce? Având în vedere ce s-a întâmplat în anii trecuți cu acești copii, da, de pe vremea lui Ceaușescu, s-a vrut o compensare pe care, sincer, adică nu e greșit să vrei să compensezi și să le dai tot ce au nevoie, dar cred că acolo au fost niște lacune și nu i-a mai pregătit pentru viață, dacă vrei. Ei sunt nepregătiți pentru viață. Și ajung că în momentul în care părăsești sistemul, părăsești singurul acasă pe care l-ai știut toată viața ta, neștiind ce să faci, ce se întâmplă? Ajungi pe străzi, ajungi victima traficului de persoane, că noi suntem oricum în top, da? La victime ale traficului de persoane, majoritatea fiind fete din sistemul de protecție a copilului, ajungi infractor, ajungi consumator de droguri, adică toate astea sunt riscuri asociate acestei nepregătiri pentru viață. Practic, ei dacă ies și nu sunteți voi, statul nu mai așa mâna de pe ei, că până atât a putut să-i ducă. Ce fac ei dacă n-au noroc de voi? Se duc unde ai zis. Exact la... unde am zis. Pentru că alea sunt opțiunile pe care le au, pentru că asta au văzut. Sunt oameni ca noi și ONG-uri ca noi în toată țara și oameni buni care îi ajută. Deci mai sunt, e un licăr de speranță și pot fi ajutați. Dar da, cei care nu sunt, dacă la noi în București te duci la Gara de Nord, ai să vezi foarte mulți tineri care au provenit din sistem. Până la Gara de Nord avem intersecțiile. Da, acolo cumva era... Da. Cum face rost de bani? Ca să poți să trăinuiești, să poți să-l pregătești, îți trebuie bani. Da. Cum face rost de bani? România au un instinct de a se uita în altă parte și la noi mai vin la ușă și mai bat și același instinct îl avem. Cine știe dacă dăm bani și poate și bagă în buzunar? Așa, da. Așa suntem noi crescuți, să credem că altcineva ar trebui să ocupe și nu noi. Da, un dram de precauție e sănătos, pentru că na, au fost și niște lucruri care te îndreptățesc dacă vrei să-ți pui aceste întrebări. În egală măsură, în România are niște pârghii legale prin care atât tu ca persoană fizică, cât și ca persoană juridică, poți să direcționezi niște bani oricărui ONG, nu neapărat de social incubator, vârstnici. La 2%. Exact. Și 20% la companii și așa. În loc să dai la stat, dai către un ONG. Cu toate astea, noi consumăm din acest, dacă vrei, din această pârghie foarte puțin. Tocmai din cauza neîncrederii despre care spune. Exact. Adică sunt milioane de lei care se duc la stat în loc să se ducă către ONG-uri care ajută o anumită comunitate în care tu crezi. Și pentru că îți spuneam că a fost un ONG gândit și construit de niște prieteni, decizia lor atunci a fost să nu lucreze pe fonduri publice sau europene. Au vrut întâi să investească banii lor și apoi să găsească în comunitatea lor oameni, exact cum ziceam, prin aceste pârghii sau companii care să creadă în acești copii. Oameni buni, care, exact. Oameni buni și generoși, că degeaba să bun dacă nu sunt generoși și nu cred în proiect. În proiect și în ei. Și am avut norocul în anii ăștia să găsim și să avem alături de noi niște oameni care să vadă dincolo de cifre, să-i vadă pe ei. Dacă îmi permit să povestesc un caz, mi-e foarte drag și e o companie care ne alătură de mult timp. Poți să-i spui și numele. Bine, Coca-Cola HBC România. Coca-Cola să trăiască. Da, ei au fost niște oameni, eram la început, eram 4 oameni în echipă, aveau un proiect pe care ei îl lansaseră cu un grup cu care noi lucrăm. Și noi am văzut atât de mult potențial și că putem schimba, efectiv putem schimba lumea, dacă vrei. Și au avut încredere în noi, care eram, au văzut departe de ce povesteam. Deci văzuseră prima oară, le-ați povestit de proiect, da. Și au zis ne băgăm. Da. Și noi le povesteam de cazurile cu care am lucrat. Și ei au văzut dincolo de toate și au văzut pe ei. Bun. Și am început proiectul, chiar în primul an, ne sunt alături în continuare, suntem împreună în călătoria aceasta, dacă vrei. Și l-am cunoscut pe Dragoș în Vaslui la începutul lunii august.
din sistemul de protecție. Noi făceam niște ateliere să-i pregătim pentru viața profesională, pentru viața personală. Dragu spunea, mie toată viața mi s-a zis că sunt prost. Eu sunt un prost, eu nu pot nimic. Câți ani avea? Atunci cred că avea 18, îmi prinse 18. Deci era mare. Nu-și luase bacalaureatul la două materii, eu nu știu nimic, n-aveți, vă pierdeți timpul cu mine. Nu era prost deloc, era foarte implicat, era la începutul lunii august. Am trecut prin acele ateliere, colegii mei și acest program făcut, La tine este puterea se numește, consta și în sprijinirea lui pe termen lung. Colegii mei au găsit meditatori pentru materiile la care nu-și luase bacalaureatul. Aveau un om cu care vorbea constant și întreba ce faci, cum ești, hai că poți, hai că o să reușești. Dezvoltarea personală. Exact. În luna septembrie și-a luat bacalaureatul la ambele materii și a intrat la Facultatea de Litere din Iași. În două luni, doar pentru că cineva a avut încredere în el. Și cineva, am fost și noi asociația, dar cineva a fost și omul din spate, sponsorul, care are financiar, puterea financiară să-i susțină pe acești copii. Pentru că sunt foarte mulți, vorbim de aproape 60.000 de copii în sistemul de protecție. 60.000 de copii orfani sau abandonați. Care wow, sunt enorm. Da, foarte mulți. Și undeva la 3.000 părăsesc anual sistemul. Deci vorbim 3.000 de copii cărora dacă tu nu le dai oportunitate sau o șansă, ajung în ce povesteam despre riscurile aferente. Cum văd ei lumea de afară? Ce viseau ei? Cum se gândesc? Cum se raportează ei la ceilalți copii de seamă cu ei? La maturii, la privirile? Că ei văd, ei simt că oamenii ceilalți îi marginalizează, da, și îi discriminează instantaneu de la copil până la adult. Ce simt ei? Simt această stigmă și această marginalizare în absolut fiecare moment al vieților. De la școală, pentru ei e rușinos să spui că ești din sistem. Dacă cumva l-au calificat sau s-a aflat că el este din sistem, imediat a fost marginalizat. În primul rând de copii și de colegi, ulterior de ce înseamnă comunitatea din jurul școlii. Deci iată că mai degrabă trebuie lucrat cu copiii noștri care au de toate, exact, care au părinți, decât cu ei. Lor le este mai greu, pentru că sunt minoritari, ceilalți îl marginalizează. Da, da. E o luptă aici, în primul rând, și să le ofer oportunități să fie alături de ei, dar și să schimb comunitatea din care ei provin sau în care noi trăim. Trebuie să schimbăm percepția asupra lor, pentru că la locuri de muncă ne povesteau, în momentul în care ceva lipsea, imediat instant tu ai furat. Fără drept de apel. Și nu au făcut, nu erau buni, sunt cazuri, corect. Corect. Nu vreau să minimizez, să nu că există cazuri de infracționalitate, dar nu tot timpul și avem acum de câțiva ani, încercăm să oferim, apropo de tranziție, și spații locative, chirii, să le plătim chiria, timp în care noi să lucrăm cu ei și să-i pregătim pentru, spuneam că vin nepregătiți, să-i pregătim pentru viața independentă. Adică te referi la chirii în sensul că să închiriați voi pentru ei după ce pleacă din sistem, exact, ca să aibă unde să stea? Exact. Câteva, 6 luni, 1 an, 2 ani, timp în care noi să putem să învățăm lucrurile elementare, să aibă încredere în ei, să facă consiliere psihologică, să găsim un loc de muncă potrivit. Adică timp în care să lucrăm cu ei și să nu aibă grijă, dacă vrei, a locului unde să stea. Și a fost și este atât de greu să găsim oameni dispuși să-i primească în casă, chiar dacă contractul se încheie cu asociația care are, e o entitate juridică de sine stătătoare, foarte greu. De ce? Că o să fure, că o să distrugă, că vecinii o să comenteze, că poliția. Și atunci, dacă, exact cum ai zis tu, dacă noi degeaba încercăm și muncim cu ei și, mă rog, ei muncesc, la fel de needucați. Dacă, exact. Dacă noi nu ne educăm. Dacă noi nu înțelegem că sunt nu doar oameni ca și noi, dar câteodată mai curajoși și mai puternici și mai buni. Pot să zic asta, mai buni. De ce? Pentru că avem copii cu care am lucrat acum 7 ani și am copii care vin cu mine și vorbesc despre asociații, care sunt voluntari, care au venit cu ei noi. La rândul lor, sunt voluntari, da, și se vin, da, alături de voi, da, să facă ce au făcut, da, da, ce ați făcut voi pentru ei. În centrele de copii, luăm încet, pentru că e mult mai puternic când vine de la ei și spune corect. Cum era Dragoș. Da. Măi, dacă eu am reușit, și voi puteți. E altceva. Și acești copii devin voluntari la asociație. Dar ce e diferit este că noi vorbim, schimbarea n-are loc așa. Asta, oamenii vor să vadă rezultat imediat. Gata, bine, i-am ajutat, le-am dat bani să facă. Nu e așa. 2, 3, 4 ani. Dar și când are loc schimbarea?
când ce are loc, e, vă invit să-i ascultați, pentru că noi am încercat să facem asta pe platforma noastră, pe Facebook nostru, găsiți acolo poveștile lor, să vedeți cum a avut loc transformarea și cum stau drepți acum și zic, da, trebuie să-i ajutăm pe cei ca mine, pentru că ei o să reușească, trebuie doar voi să credeți în noi. Ce soartă! Da. Schimbați o mulțime de astfel de vieți ale copiilor. Cum poți să revin la tine? Cum poți să duci în spate? Ai cunoscut 8.000 și ceva de copii, 8.000 și ceva de cazuri cu problemele lor. Cum reușești să fii la fel de luminoasă, aceeași scânteie în ochi și să spui că asta e misiunea ta? Că la un moment încă scrie că nu trebuie să te implici, că trebuie să rezolvi să iei fiecare caz. Dar nu se poate în lumea asta, nu se poate. Ceva din fiecare se așează acolo la sufletele și parcă ai vrea ca fiecare caz să fie rezolvat. Cum reușești? Cred că e foarte importantă motivația mea internă. Eu am o mamă, nu am avut, care a fost abandonată. Adică un astfel de copil pe care eu încerc să-l salvez. Vai de mine, deci mama ta este... Ai o mamă care provine, ca și acești copii, dintr-un astfel de mediu. Da. Când ai aflat? Cred că ea a fost foarte deschisă cu privire la lipsurile pe care le-a avut de-a lungul vieții noastre și ne spunea, nu am avut... N-am crescut cu părinți, nu i-am avut pe părinții mei alături, nu am avut ce mânca. Adică astea sunt lucruri pe care ea ne le spunea, dar doar ca să ne îndemne și să înțelegem că ca ea sunt foarte mulți. Spuneam că și dacă mergeam pe stradă și primeam o ciocolată așa, sau înghețată și mama vedea un copil, imediat nu ni-l lua, deci nu, cumva ne învăța pe noi. Uite, el nu are. Voi aveți, eu vă mai iau, vă iau mâine. Hai să-i dăm noi. Hai să-i dăm ei. Sau o mamă cu un copil, chiar dacă stă imediat. Mergeam în magazin, făceam cumpărături. E ceva ce, dacă tu vezi constant, că trebuie să dai, că ăsta e sensul vieții tale. Așa am crescut, că cu dorința, cred că internă, pe care am conștientizat-o târziu, că misiunea vieții mele este să salvez toți copiii pe care îi pot salva. Și mama ce face acum? Mama este foarte mândră de noi. Are toate motivele din lume. Da. E foarte apropiată cauzei asociației. E bine la asociație? Da, i-a cunoscut și pe copii. Păi trebuia să fac interviu și cu mama. Da, da. Data viitoare o să pui o vorbă bună la mama. Să o chemăm și pe mama. Da, e voluntarul nostru de top, dacă vrei. Și vine și cunoaște și ne ajută să strângem fonduri, acele formulare și tot timpul mândră de mine și de ce face. Și eu am văzut-o pe ea că a reușit. Și a reușit fără să aibă sprijin. Și atunci mă gândesc... Ai reușit și tu să-i ajuți pe alții, la fel. Doar cu dorință. Da. Doar cu dorință. Da. Și atunci, având construcția asta internă, dacă vrei, în spate, mă motivez zi de zi. Nu vreau să-ți ascund faptul că nu tot timpul reușim. Sunt cazuri pe care... Când lucrați și nu se vede rezultatul, adică ce se întâmplă, copilul pleacă, nu ascultă pleacă, sau nu... renunță. Noi așa lumea în cap, nu? Noi nu sunteți salvăm, voi lumea lui. Noi îl salvăm, am avut un caz de tânăr și tânără pe care i-am salvat dintr-o situație, un risc de trafic de persoane, adică efectiv... Trafic de persoane number one. Da, foarte, a fost foarte greu pentru noi, adică a fost preluat din altă țară, în weekend, a fost ceva, o mobilizare și ei se amuzau. Ei doi? Da. Era ceva, era aventură. Era o aventură. Exact, Stalina. A fost o aventură. Da. Foarte greu au dus colegii mei care s-au chinuit. Sau își doresc ceva. Spuneam, ei, dacă vor să fie cântăreți de manele, noi găsim. Așa. Apropo, cu cântăreții de manele. Dacă mai vrea cineva să fie cântăreți de manele, facem un felul următor. Noi am luat interviu domnișoarei Cati Rusu, care este fata lui Vali Vijelie. Dacă mai vrea cineva, perfect, ne suni, o sunăm pe Cati. Minunat. O rugăm să pună o vorbă bună la Vali Vijelie și facem într-un studio o încercare și sunt convinsă că Vali Vijelie și Cati vor vrea să se alăture proiectului. Minunat. Asta apropo, dacă mai vrea cineva. Bun, te rog, continuă. Uite, vezi cum se leagă? Da. Mă întrebai cum aducem oameni frumoși atât noi, așa cum tu acum ai venit și ai zis, uite cum putem să-i ajutăm. Asta înseamnă schimbare.
Și sunt situații în care mobilizăm resurse și oameni pentru un vis de-al lor, oricare ar fi visul respectiv. Și depunem foarte mult efort și îi decid să renunțe. Sau găsim un loc de muncă. Se răzgândesc, da? Da. Găsim un loc de muncă, începe prima zi de muncă și nu se duc. Nu se duc. Găsim un interviu la acel loc de muncă pe care și l-au dorit și nu mai răspund la telefon. Acelea sunt momente în care tot timpul noi trebuie să ne întoarcem, știi, la motivațiile noastre, la resorturile noastre și să ne gândim... Trebuie să aer în piept și o luăm de la capăt și o să fie bine și mai încercăm o dată, mai sunăm și pe angajator să aibă răbdare, că inventăm ceva, o poveste care să țină. Da. Și, știi, te întorci și... Dar mintea noastră e o alegere. Noi am ales să facem asta. Dar ne gândim că dacă și noi renunțăm, s-a terminat pentru ei. Și avem tineri care, dacă vrei, ne-au dezamăgit o dată, de două ori, de trei ori și a patra oară au venit din nou cu o problemă gravă. Niciodată colegii mei nu au spus nu. N-au zis nu. Niciodată. Chiar vreau să te întreb de relația pe care voi o cultivați cu ei ca un fel de mini-mamă, de frate, de prietenie, de soră, de zână. Eu cred că asta sunteți pentru ei, un fel de zână bună care vine acolo și face vrăji și de-aia fata aceea de aia nu-ți mai te dea drumul din mânuță, pentru că ea simțea că poți să-i faci bine. Cine face bine? O zână face bine. Da. Așa am vrut să construim cu ei, să știe că suntem acolo orice ar fi. Nu e corect să folosesc cuvântul familie, dar eu când mă gândesc la The Social Incubator, la asta mă gândesc, la familie. Da, de-aia te-am întrebat. Știi că ai zis că familie și zic tu n-ai familie. E familie, iată. Iar pentru ei, ei știu că nu sunteți nici familie, dar n-au nici altă familie, drept pentru care se alătură sau uneori... și o iau în cap și apoi vin din nou la voi. Și știu, asta este interesant, ca și părintele. Face o boacănă copilul, știe că se întoarce la mama și la tata și este ok. Da, dar uite și tineri cu care care au devenit adulți independenți, da? Și pe care noi i-am sprijinit și sunt modele, pe cuvânt, sunt modele. Dar tot ne sună, m-a sunat la un moment dat, Gelu, unul dintre tineri cu care am lucrat la început, să-l ajut să-și aleagă sacou pentru frumos. Prima zi de muncă. Vai, ce frumos! Cum? Un loc de muncă pe care l-a găsit, la care abia aștepta să înceapă și să-și aleagă un sacou, că vrea să se ducă la sacou. În momente ca astăzi, dai seama că merită tot ceea ce faci. Trebuie să continui pentru că mi-au dat lacrimile. Da. E despre, cum am zis... E despre credință. Da. Și credința că, până la urmă, ai pe cineva și cu cine să-ți iei sacou și la cine să spui că ai o problemă și care știi că e acolo să te ajute. Asta vrem noi să fim, să știe că suntem un stâlp, dacă vrei, de siguranță. Vreau să te întreb... Dintre toate problemele cu care tu te confrunți pe acest palier de copii, care este cea mai dificilă? Lucratul cu ei, lucratul cu instituțiile, legea, găsirea de bani, nu știu, ce e cel mai dificil pentru voi? Cel mai dificil? Uh-huh. Cred că sunt provocări pe toate direcțiile, dar... Dacă ar fi să fac un top, lucratul cu ei poate reprezintă cea mai mare provocare. De ce? Pentru că ei nici măcar nu conștientizează uneori nevoia pe care o au. Ei nu înțeleg. O ignoră, o bagă sub preș, așa cum facem noi uneori, când nu vrem să ne facem că suntem bine, că nu avem nicio problemă și că nu e vina noastră. Exact. Și că... exact. Vorbesc aici și despre, spuneam, am avut cazuri de traume pe care nici nu ți le poți imagina. De copii care au ajuns în sistem după ce tatăl a ajuns la închisoare, o fată de 15 ani, care a fost abuzată ani de zile după moartea mamei, începând cu 9 ani, care a rămas însărcinată de două ori și a pierdut sarcina cu tatăl. Și în momentul în care ea ne povestea despre lucrurile prin care a trecut,
Ea ajunsese la noi pentru că avea nevoie de un loc de muncă part-time, de un sprijin financiar pentru această tranziție. Ea își dorea, când am întrebat tot ce vrei să faci, când să plecăm de acolo, că așa un loc de muncă puteam să-i găsim. Ea voia să se facă bucătăreasă. Doamne Dumnezeule! Pentru că ea asta făcea cu tati. După ce o abuza, se duceau să gătească împreună și așa înlocuia pe mama. Astea sunt cazuri care, știi, cumva... Dacă aș fi văzut într-un film sau dacă aș fi citit, zic, ai, ce imaginație și când colo, asta viața bate realitate. Filmul. Realitate și să abuzuri și traume de toate felurile. Și atunci plecăm de la primul lucru. Faptul că au nevoie de consiliere, această suport pe partea psihoemoțională, da, de un psihoterapeut cu care voi lucrați cu psihologi, cu psihoterapeuți, sunt ai asociației? Da, da. Sau sunt și voluntari? Avem și voluntari, avem, bineînțeles, voluntariatul este o activitate punctuală care presupune, nu știu, un număr limitat de ore. Ne ducem acolo o oră, două, trei. Și avem și voluntari, dar avem nevoie și de oameni care să fie permanent alături de noi pentru... Trebuie să continue programul. Exact. Și atunci, ziceam aici, conștientizarea nevoii de a trece peste traume. Apoi, conștientizarea importanței educației. De ce să-mi iau bacalaureatul? De ce îmi trebuie? Deci, la bucătărie n-am nicio nevoie. Da, exact. Dar nu, măcar 10 clase. Hai, Adriana, că măcar 10 clase. Păi, stai un pic, tu ce vrei să... Eu vreau să fiu... Nu știu ce. Păi, da, dacă... Trebuie școală. Fii... Exact. Îți trebuie bacalaureatul. Adică e foarte greu să-i faci să înțeleagă și dacă ei nu înțeleg, normal că și munca ta de convingere e foarte grea. Sunt și cazuri în care ei vin că sunt foarte deschiși. Vor să-și dezvolte un hobby, vor să găsească loc de muncă, vor să găsească o casa lor. Când mă întrebam care sunt visuri, ce vrei de la viață, sunt mulți dintre ei care merg mai departe de loc de muncă și de școală și ei vor o familie. Vai, ce frumos! Eu vreau să am grijă de copilul meu. Eu vreau să fiu iubit. Da. Să încheiem într-un ton pozitiv. Ce planuri aveți? Ce proiecte? Cum ai vrea să fie, nu știu, peste 10, peste 20? Cum ai vrea să fie asociația? În primul rând... Să cred mai puțin copii. Deci, în momentul în care nu o să mai fie copii care să aibă nevoie de ajutorul nostru și noi ne desfințăm, cred că ăla este succesul suprem. Asta nu se poate. Asta abandonul nu se poate. Va fi că de-aia avem în penal da. Infracțiunea asta urâtă și nenorocită. Da. Dar până atunci ce putem face este să creștem numărul de copii și tineri cu care lucrăm, să creștem numărul de orașe și județe în care mergem și visul meu, este visul meu, care? Colegii mei abia încep să creadă în el, dar eu cred că putem. În 10 ani de acum încolo îmi doresc, îl numesc un incubator de vise în fiecare centru, în fiecare regiune din România și apoi în fiecare județ, un centru de vise, un centru de tranziție pentru tinerii care părăsesc sau urmează să părăsească aceste centre, în care să găsească exact ce ți-am zis. Încredere că vor reuși. Oameni pentru suport. Oameni pentru suport, bunătate, iubire și, știi, acolo pe cineva pe care să ai, chiar dacă povestea ta a început într-un fel, felul în care povestea ta a început nu te definește pe tine ca om. Înseamnă că suntem pe drumul cel bun. Îmi doresc. O ultimă întrebare. Sunt copii care vor să facă dreptul? Da, am avut copii. Da, Îi încurajez. Pentru mine e așa. Ceva... Dar motivele... E foarte interesant motivul pentru care ei vor să facă drept. De ce? Cumva profesia este asociată, așa cum este de altfel, cu valori precum, nu știu, curaj. Demnitate, corectitudine, lupta pentru adevăr. Ce interesant că nu se gândesc la bani, mașină, costum. Nu. Ci au un par, nu. Au un, se uită la valori, exact, în partea cealaltă. La valori. Și când am avut tineri care m-au întrebat să le povestesc despre parcursul meu, despre... Și asta și, pe de-o parte, faptul că ei se gândesc dacă fac dreptul, poate să-i ajute și să-i apere pe copiii ca ei care n-au reușit. Dar abia aștept să văd magistrați și avocați și oameni în domeniul juridic care să vină din acest mediu și
Cred că sunt. Deci dacă sunt, îi așteptăm la noi la asociație să ducem mai departe povestea și să le arătăm despre schimbare și despre ce înseamnă să ai încredere. Mulțumesc foarte mult! A fost emoționant acest interviu. De obicei vorbim de chestiuni juridice, dar aici a fost despre o lume la care ezităm de multe ori să ne uităm și ne facem că nu există. De aceea v-am spus că este despre o zână. Mulțumesc foarte mult, Adriana! Spor în toate și ținem legătura, sunt convinsă. Și nu o să uit peste 10 ani, dar sper că până peste 10 ani o să ne mai vedem, să vedem ce se întâmplă cu visul tău, da? Mulțumesc foarte mult și dumneavoastră, numai bine, la revedere!